Bună dimineața, dragilor! Sper că sunteți cu toții treji. Începem în forță emisiunea de azi, așa că vreau să fie toată lumea vioaie și bine dispusă. Începem cu cei mai veseli copilași. Să intre materialul! Bună, copii! Bună! Începem o nouă rubricuță, Lumea Copiilor, Gașca Veselă. Astăzi m-am gândit să vă aduc la restaurant, da? Să vedem cum se mănâncă. De fapt, noi am învățat cum se mănâncă, pentru că am fost la Biblioteca Județeană, unde ne-a spus doamna, nu? Cum să ne comportăm la masă. Da. E adevărat! Este foarte important să fim manierați când suntem la masă. E adevărat, este foarte important, de aceea vreau să văd... Nu e adevărat? Nu. Da, e adevărat. Nu. Copii, vă e foame? Da. Super, super mega foame ca un leopard. Dragii mei, vă invit la masă. Haideți. Mergem frumos la masă, da? Hai să vedem unde ne așezăm. Căutăm cât suntem noi. Eu cu voi. Nu știu. 6 persoane, da? Haideți să ne așezăm frumos la masă. Cum ne așezăm la masă? Uite, băieții trebuie să le ajute pe fete să se așeze la masă, nu? Matei, uite, hai să vedem cum se așează Maia la masă. Trebuie să-i tragi scaunul, da? Uite așa. Mulțumesc. Mai ai fete, Matei? Ba, două fete. Așa, mai ai fete? Nu. Adică cum, eu ce, sunt băiat? Haide că eu mă descurc singură. Uite, tu te așezi acolo, da? Bun. Noi la masă o să și mâncăm, dar o să și povestim, nu? Da. Bine, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit, suntem la restaurantul Regal, da? Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce o să ne serviți astăzi? Piept de pui cu cartofi prăjiți și salată. Sună bine, nu? Nu știu să mănânc salată. Tu nu știi să mănânci salată? Eu foarte, foarte mult știu. Da, vouă, vă plac murăturile? Da! Mi-e-mi place ăsta micușul. Bă, micuț așa ca tine. Da. Julia, așteptăm. Julia? Nu plac murăturile. Plac murăturile, dar țin minte că am fost împreună la picnic, țineți minte? Da! Și ați sărit toți pe castraveți. Da! Da, a fost super mega, mega, mega bun! Pun aici pe margine. Ce, îți pui castraveciorul? Bine, puneți-l pe margine. Bine. Și nu uită și de tine, doamna, a spus să nu uitați de el că și el are nevoie. Să nu uităm de maniere. Cezar, nu uităm de maniere, sunt cele mai importante la masă. Este voie să stăm cu coatele pe masă? Nu. Maia, poți să-ți tragi scaunul mai aproape. Tu ai rămas așa cum te-a pus Matei, nu? Da, cum? Și eu la fel. Și eu la fel. Așa cum am spus. Ajungi? Da, ajung. Ajungi la masă. Bine. Ia spuneți-mi, copii, ce discutați voi la masă când sunteți cu părinții voștri? Fel de fel, așa, așa, așa. Fel de fel, orice de familie. Eu, de obicei. Mulțumim. Nu mâncăm înaintea celorlalți. Ia spune o regulă de la masă. Nu mâncăm înaintea celorlalți. Nu e frumos. Mulțumim. Spune, Cezar. Ca Joker, Obi-Wan, Kenobi, Boba Fett, Jango Fett. Poftim, poți să repeți? Da. Obi-Wan, Kenobi, Luke Skywalker, Boba Fett, Jango Fett. Ce e asta? Războiul stelelor? Da. Bine că știe colegul meu, că eu nu știu despre ce vorbeai. Dacă nu-mi traducea el... Vezi că ți-a venit mâncarea. A venit mâncarea, dar cred că la Cezar și la Matei nu a venit încă, așa că îi așteptăm și pe ei, da? Bine. Eu prasă ciotanța. Julia, ce a spus doamna la bibliotecă? Cum mâncăm cărnița? Frumos.
Pentru ce avem cuțitul? Mulțumim tare frumos. Pentru ce avem cuțitul acolo? Eu nu știu să stau. Nu știu să stai. Te ajut eu, bine, Cezar? Da. Matei, te descurci? Așa, așa. Așa, așa. Cine nu poate, îmi spune mie și vă ajut, da? Pot. Fetele pot? Haide. Hai, Cezar, să te ajut. Că tu ești mai micuț, așa-i? Ține microfonul până stai eu și vorbește. Alo! Ia spune-mi, dacă ai lucrat la televiziune și ar trebui să prezint, spune-mi ce ai vorbi. Dacă v-ar plăcea să fiți voi copii și eu să prezint lumea. Să prezint tu lumea copiilor și eu să fiu copil? Da. Ce zici, facem? Da. Bine. Bine. Cine vrea pâine? Eu! Am să departe și auzit. Poftim, Cezar, poftă bună. Mulțumim! Și la masă? Nu vorbi. Ți-o tai și aia, mănâncă prima dată ce ți-am dea și pe urmă o să stai. Matei, te ajut? Nu. Nu? Vă este cam foame, nu? Da. Maia, te ajut sau poți? Pot, că mă întâlnesc la două bucățele. Ok. Doamna de la bibliotecă a spus că tăiem o bucățică, o băgăm în guriță, tăiem o bucățică, o băgăm în guriță, da? Am mâncat fără să vorbesc. Foarte bine. Gata. Care este mâncarea voastră preferată? Mâncarea mea preferată este cartofi prăjiți cu pireu și ce mănânc eu aici. Așadar v-am nimerit, nu? Mâncarea mea preferată este supă de tăiței alfabet. Pireu cu piept de pui. Cezar, tu ce îți place să mănânci? Cartofi pai cu carne și ardei mare. Macaroane cu carne. Macaroane cu carne? Dar vă place vă place mâncarea de astăzi, nu? Da. Dar spuneți-mi voi care mâncare este sănătoasă? Că ce ne place, ne place, dar ce este sănătos? Mâncarea mea e sănătoasă. Spune. Mâncarea mea e foarte sănătoasă. Păi, este sănătos murătura. Sănătoasă? Da. La fel și cartofii. Și ceapa, morcovii, ardei. Dar voi vă pricepeți la gătit, nu? Pentru că noi am gătit împreună. Nu-i voie să facem cu cuțitul așa, ne putem tăia limba, nu? Da. Vai, vai, vai. Maia, te ajut? Te descurci? Ia să văd cum tai șnițelul, pieptul de pui. Ia să văd. Te urmărim, da? Nu ții bine furculița. Trebuie invers să ții furculița. Hai să te ajut. E bine așa. Nu, așa n-ai de mână. Te ajut și pe tine. Perfect, Cezar. Vezi, ții așa furculița. Prinde cu mâna asta. Așa și cu asta la tai. Picuț. Parcă merge mai bine, nu? Da. Cezar, îți mai tai? Da. Da? Să-ți mai tai un pic de cărniță? Da. Acum tu ești prezentatorul, da? Da. Uet! Wow, se departe și auzit! Jit, jit! Te auzi cu ecou? Da. Se bună-i mâncarea. Mâncarea. Mă aud. Și carnea-i bună. Totul-i bun din mâncare. Spune-le copiilor de acasă să mănânce, să asculte pe părinți, să mănânce tot din farfurie. Spune-le copiilor care ne urmăresc, uite la cameră. Uite ce zar spune. Spune, mâncați tot ce vă dă părinții. Ca să creșteți mari. Poftă bună. Poftă bună. Matei, te ajut sau te descurci? Nu așa ții furculița. Uite, așa nu reușești. Așa. Vezi? O ții invers.
Uite așa. A, așa. Uite. Lasă puțin la mine. Uite așa. Vezi? Și acum tai. Da? Așa să fie întoarsă, da? Foarte bine. Voi, domnișoarelor, sunteți foarte manierate. Mulțumim. Mulțumim foarte, foarte. Și tu ești marinat. Manierat. Manierat, nu manierat. Cum ești? Manierat. Ești foarte manierat. Mă bucur că ați acceptat invitația la restaurant. Sper că vă place. Da? Și vă las să mâncați ca să nu mai stăm de vorbă, că probabil nu puteți mânca. Vreau să spun încă ceva. Te ascult. Eu de obicei cam râgâi fără să fac gălăgie. Așa trebuie, da? Da. Oricine trebuie să fie manierat. Muzica mea preferată. Și a mea. Andra. Dar ce, să ascultați muzică din ce mâncați? Da. Dar nu dansăm, nu? Nu. Bine, copii, poftă bună! Colorată rubricuță vine chiar acum. Sper să vă placă și să o urmăriți cu plăcere. Dragii mei, astăzi la rubricuța colorată am un invitat deosebit care merită să-l cunoașteți și să-l vedeți. Bună, Luca! Sămna! Cum ești? Bine! Noi te-am invitat în emisiune pentru că tu ești un campion, nu-i așa? Da! Pe masa aici este plin de medalii. De unde ai adunat atâtea medalii, că ești foarte tânăr? Spune, de la primul rând, ce sport faci tu? În o de performanță. De cât timp faci în o de performanță? Ăsta e al treilea an de când fac. Și în 3 ani de zile tu vrei să-mi spui că ai adunat atâtea medalii? Da. Poți să le număr? Da. 1, 2, 3, 4, stai să nu le pierd. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bine am numărat. 31, îmi face seama, mama, m-am pierdut. E greu și de numărat. Da. În 3 ani de zile ai adunat atâtea? Da. Da. Spune-mi, care este o zi obișnuită din viața ta? Cum este o zi obișnuită? De not și... Te trezești dimineața? Nu trezești dimineața, merg la școală, vin și îmi fac temne, mă culc câteodată dacă am timp și vin la not. În fiecare zi vii la antrenament? Da. Și sâmbăta. În fiecare zi din săptămână și sâmbăta? Da. Doar duminica faci pauză? Da. Și te-a dus mama, că a vrut de ea să te aducă la not când ai fost mai micuț sau ți-ai dorit tu? Mi-am dorit și eu și tata și mama. Și acum ai putea renunța la not? Nu. Chiar nu aș putea să renunț, că e sportul meu preferat. E sportul tău preferat. Da, ai și foarte multe diplome aici, văd. Nu le-am întins pe toate pentru că ne-ar ocupa tot spațiul și da. Nu te-ai mai vedea tu la televizor că ar trebui să filmăm diplomele. Ia să vedem. Dar ai participat și în țară sau unde se desfășoară concursurile acestea? În țări. În orașe și... În ce oraș ai mai fost tu? La București, Târgu Mureș, Oradea, Baia Mare, Arad... Și atâta. Câți anișori ai tu? 7 ani. 7 ani și de la 4 ani faci not? Da. Și când ești la un concurs din ăsta, cam iei locul întâi, am observat. Da. Așa de bun ești? Da. Intrești pe toți? Da. Și la concurs sunt și fete de vârsta ta?
Da, sunt unele. Și ești mai bun ca ele? Da. Dar cum este să știi că ești un campion la vârsta aceasta? Sunt foarte fericit. Da? Da. Sunt mândru de mine că iau atâtea medalii și diplome. Dar ce simți tu când te vezi premiant și vei ști că mai aduci acasă o medalie? Ce simți în inimioara ta? Că sunt foarte fericit și mă îndresc pe părinți. Îi mândrești pe părinții tăi și faci mândri de tine, așa-i? Și pe antrenor, foarte, pe Pop Silviu, îl mândresc foarte tare. Pop Silviu îl cheamă pe antrenorul tău? Da, îl cheamă Pop Silviu. Este foarte mândru, bănuiesc, nu? Da. Luca, dar ce-ți mai place ție să faci în afară de balet? De înot, scuze-mă, mă gândeam acum la fete, că am vorbit de fete de înot. Alt sport, să colorez, să pictez, să fac leguri. Și cam atât, îmi place mie. Alte sporturi îți mai plac? Nu. Nu, nu. Câteodată rar joc fotbal. Da? Da. Dar în înot, cine este cel mai bun din lume la înot? Eu nu mă prea pricep, știi? Moș Neguțu Cătălin. De la mine, din echipă. Da? Da. Da, și este mai mare decât mine, care are 12 ani, și, adică 13, și este mai bun decât mine. Dar o să ajungi și tu, ca și da. El, poate și mai bun la vârsta lui, nu? Da, cu siguranță, da. Luca, ce mai îmi spui tu mie? Ia să vedem ce diplomă e asta aceasta. Se acordă locul întâi, tătar Luca, la concursul Memorialul Gheorghe de Meca. Da. Din Baia Mare, da? Da. Așa, tot Baia Mare, Baia Mare. În Baia Mare sunt multe concursuri, nu-i așa? Foarte multe concursuri sunt neapărat la Baia Mare. Și la alte orașe mai sunt multe. Dar la noi în satul mare se desfășoară concursuri? Da, de Crăciun mai sunt. Înseamnă că urmează. Nu mai este mult până la Crăciun, nu? Da, cu siguranță. Ce, va fi cupa lui Moș Crăciun? Da. Și acolo vii tot cu o cupă, nu? Da. Dar tu dacă... au fost momente în care n-ai câștigat? Da, au fost momente. Că la primul meu concurs am mers și în rest la toate am luat. Doar la primul tău concurs nu ai luat niciun loc important? Doar, și la celelalte? Da. Da. La celelalte am luat. Și tu asta te vezi făcând și peste ani și ani să continui cu notul? Da. Să nu mai zic iar balet, nu? Cu notul? Da, da, da. Dar la școală, cum ești? Cât de bine înveți? Cum merge școala? Am luat câteva note în carnete. FB cu steluță. Și acolo ești bun? Da. Și la teme sunt bun. Mă ajută și mama și tata. Dar tu mai ai frățiori? Nu am. Ești singur? Da. Prinzi. Și când o să fii tu mare, mare, ce vrei să te faci? Asta încă nu știu. Poate o să mă fac mascat, polițist sau pompier. Da? Da. Dar totuși cu înotul vei continua? Da, cu înotul cu siguranță o să continui. Dar poți să pun mâna pe mușchii tăi? Da. Mamă! Ce tari sunt! Mulțumesc! Asta înseamnă că faci multe antrenamente și sport și... Cu siguranță. Poți să-mi arăți aici niște mișcări, ceva flotări, ceva... Nu știu, ce faci tu? Flotări, abdomene și japoneze și sărituri. Ia fă-mi ceva demonstrație aici să te văd. Poți? Da. Ia să văd. Bravo, Luca! Bravo, te-ai descurcat minunat! Să știi că sunt mulți adulți care nu pot să facă ce ai făcut tu. Tu știi asta, nu? Da. Dar având în vedere că vii zilnic la antrenamente, și cât timp te antrenezi zilnic? 2 ore. 2 ore? Da. Plus o jumătate de oră că alerg pe dig. Îmi pare tare bine că te-am cunoscut, Luca. Ai spus că ai peste 30 de medalii, da? Da? Și aici o cupă. Ce cupă este aceasta? De
de la... nu chiar mai știu încă. Asta cred că tot de la Baia Mare, nu? Da. Gheorghe de Meca, locul întâi, ediția nouă. Da, cel mai bun timp scos. Cât e? Nu știu, încă. 37 de secunde ne șoptește mama. Mama e acolo în spate, ne mai zice una alta, nu? Da. Mama și tata te susțin, sunt mereu cu tine? Da, și antrenorul. Dar tu ești un băiat cu minte așa de fel? Da. Da. Nu ești rău, nu ești obraznic, asculți, dar spune-mi, te rog, dacă trebuie să ai o alimentație specială? Nu. Bă, da. Trebuie să ai grijă la dulciuri, la... Da, da. 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 Să nu pui la abdomen, nu? Trebuie să ai un abdomen puternic. Da. Mănânc chiar foarte multe fructe. Da. Bine, Luca, te lăsăm să te antrenezi mai departe. Îți mulțumim tare frumos că ai acceptat invitația în emisiunea Lumea Copiilor și promitem că te mai invităm să mai adun puține medalii. Dacă, dacă ai adunat în 3 ani atâtea, cred că într-un an aduni încă dublu sau triplu. Da. Da? Da. Și mare succes ai. Mulțumesc frumos. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense. Rubricuța Grădinița Mea găzduiește mulți, mulți copii. Unii dintre voi ați fost, alții urmați să fiți în această rubrică. Azi e rândul lor. Copii, bună dimineața! Spuneți-mi la ce grădiniță mă aflu eu astăzi? La Duma.
Brava, minunată! Trebuie să vă recunosc, eu m-am speriat când am intrat la voi în grupă. Ce se întâmplă aici? Ce personaje sunteți voi? Că nu văd nicio prințesă, niciun prin... Moartea cu Coasia. Eu sunt Elsa, regatul de gheață. Wow, tu ce ești? Eu sunt Clopoțica. Clopoțica Tinkerbell, tu ce ești? Eu sunt un vampir care sperie pe oameni. Wow, eu m-am speriat de tine. Sunteți tare frumoși toți, dar ce aveți voi aici în acest ceaun? Ce faceți aici? Ia să-mi spuneți voi mie, ce ați făcut? Scheleți, mâini rupte de scheleți. Dar ce sărbătoare este aceasta? Halloween! Voi sărbătoriți Halloween-ul? Halloween. Wow! Pe mine mă cheamă Sucio Maia. Și tu ce reprezinți? Eu sunt un o prințesă dovlecei. O prințesă dovlecei? Vrăjitoare. Sunteți sunt regatul de gheață. Eu știu să le ninja. Am înțeles, copii, sunteți tare frumoși. Faceți-le cu mânuța celor de acasă. Am făcut o surpriză plăcută încă de luni. Am mobilizat părinții voluntari la fiecare grupă și, bineînțeles, că fiecare a pus mâna cât a putut și a pregătit sala așa cum și-ar dori să-și surprindă copilul. Drept pentru care ați văzut ce a ieșit, am zis că dacă e să se bucure copiii de sălile împodobite, să fie de luni, adică să poată să proceseze și să fie bucuria deplină. Ieri s-au făcut ultimele ajustări, respectiv șoriceii pe scări. Așa că fiecare zi a adus ceva nou, iar astăzi este încununarea muncii părinților și a cadrelor didactice, cărora le mulțumesc foarte frumos, au rămas peste program și alături de părinți au decorat ceea ce vedeți aici, tocmai ca să aducem această bucurie copiilor. Iar astăzi, după cum ați sesizat, copiii din fiecare grupă au colindat cu foarte multă forță, nu? Să alunge spiritele rele și toți din grădiniță, adică inclusiv directoratul și partea de administrație s-a pregătit cu bomboane să nu fim vrăjiți, pentru că nu ne dorim să fim vrăjiți, dar se pare că toți copiii s-au mobilizat, s-au îmbrăcat foarte frumos, după cum ați văzut sunt personaje diverse și ei sunt foarte încântați. Îmi zicea cineva acum că e o grădiniță înspăimântătoare, dar înspăimântătoare într-un mod frumos și ne bucurăm că am putut să aducem bucuria copiilor astăzi. Copii, spuneți-mi ce sărbătoriți voi astăzi? Halloween! Halloween! Și ce înseamnă asta? Cine știe? Să primiți bomboane. Să primim bomboane. Adică voi la Crăciun umblați cu coșulețul și primiți nuci și mere, nu? Da. Și acum la Halloween primiți bomboane. Da. Nu? Da. Dar când e mai distractiv, la Crăciun sau acum de Halloween? De Halloween. Și voi sunteți costumați foarte frumos. Cine v-a îmbrăcat așa de frumos? Mama. Pe mine m-am îmbrăcat în zâne. Da? Eu m-am îmbrăcat în pirat. Tu ce te-ai îmbrăcat? Un pirat dovleac. Ca zăpada. Și tu? Scufița roșie, sunteți foarte... Wow, am aici un Spider-Man. Tu poți să umbli pe pereți? Da. Da? Spune. Eu m-am costumat în genușăria. Sunteți foarte frumos. Eu sunt în albă ca zăpada, dar ne uităm încolo să ne vadă mami și tati, da? Just prințesa pirat. Ești prințesa pirat. Să vici. Baba, tata! Sunteți foarte frumoși, faceți cu mânuța la cameră să vă vadă mama și tata, uitați acolo și să nu-i speriați când mergeți acasă, bine? Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam.
Ja, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen schneller? Ungefähr so. 1, 2, 3 und 4. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi. Rubrica părinților vine și azi cu sfaturi înțelepte. Cum favorizăm relațiile bune între frați și surori? Oh, da. Pentru unii o problemă. De cele mai multe ori aș putea spune că este o problemă universal valabilă. Aici, de fiecare dată, cel mai important este rolul părintelui. Acel copil care se va naște, nu, în familia și mai ales care are deja un copil, acel copil trebuie să fie pregătit pentru sosirea unui nou venit. Și anume, sub nicio formă nu îl vom proteja de implicarea lui, pentru că am văzut asta în nenumărate situații, nu, în care îi spunem, lasă că acum el e săracul mare, uite, nimeni nu îl bagă în seamă și haide să lăsăm să facă ce vrea. Deci acest lucru nu este chiar atât de corect. Ne mai vorbim de faptul că, de exemplu, se vine la o vizită la familia, la nou-născut, aparținătorii, prietenii aduc cadou celui mic, care nici nu se poate bucura propriu-zis de acel cadou, omițând că există încă un copil acolo. El, de toate aceste evenimente, începe să fie marcat. Și atunci tot acest comportament oarecum pentru că el ripostează sub o formă sau alta când vine cel mic și îi pune stăpânire pe tot ce era înaintea lui, pentru că, încă o dată, nu l-am pregătit pentru asta, va riposta într-un mod agresiv și atunci totul intervine de la uite, asta e jucăria mea, nu-i o dau și ei sau lui, bineînțeles. Și mama ce face în aceste secunde? Bineînțeles, va rezolva situația conflictuală dintre ei și anume va da un sfat, nu? Lasă-i acum și lui cel mic, vezi, el e mic, nu înțelege și tu joacă-te cu altceva. Aceste situații de obicei nu sunt situații corecte pentru acel copilaș mare, care va avea mult de suferit de acolo încolo și care de cele mai multe ori se va opune sub o formă agresivă, adică nu mă vede mama, las că-i dau eu acum, că așa nu m-a văzut. Deci mama ar fi bine să iasă, sau tata, bineînțeles, dacă există părinți care își împartă responsabilitățile, dar spun că mama care stă acasă 2 ani de zile se ocupă exclusiv de creșterea copilului, va trebui să iasă din acest sector de a media conflictele dintre ei doi și să stabilească anumite reguli, pentru că foarte bine se construiesc aceste reguli împreună. Acum nu mă refer împreună cu acel copil de un an jumate sau un an care s-a născut, dar cu copilașul mai mare care înțelege că, uite, care a luat primul jucăria, o va folosi până se va sătura de el și atunci vom da surioarei lui sau frățiorului lui. Deci ideea este ca să nu-l privăm pe cel mare, adică să-i luăm un drept, pentru că asta este pur și simplu cum i-am furat din identitatea lui. Și atunci să oarecum să favorizăm nou venitul în familie, pentru că din nou nu facem altceva decât să-i scădem stima de sine și atunci va fi un dezechilibru în educația lui și în dezvoltarea lui.
În câteva secunde, maxim un minut, dăm drumul distracției. O să vă prezint copilași drăguți, că eu mereu am cei mai scumpi copilași din lume. Dragii mei, în caz că ați ratat emisiunile anterioare, vă invit să intrați pe site-ul televiziunii Nord-Vest TV și să le căutați în arhivă. A trecut minutul de vorbăraie, acum să-mi cunosc invitații. Bună, dragii mei, bine ați venit la emisiunea Lumea Copiilor. Haideți lângă mine cu toții, o să facem cunoștință. Bine ați venit! Adasa. Așa te numești tu? Bun. Adasa? Stați cu fața la cameră, da? Adasa te numești tu? Ce nume interesant ai, cine ți l-a pus? Mami. Mami, și câți ani ori ai tu? 5. 5 ani! Și ești foarte blondă. Cu cine semeni? Cu mami. Și mami e blondă? Da? Bine, să vedem cum o cheamă și pe colega ta. Ești ca o prințesă frumoasă. Pe tine cum te cheamă? Pe mine Bora și Alexia. Alexia, tu câți anișori ai? 5 ani jumate. Serios, așa de mare ești? La anul mergi la școală? Nu? Ba da. Ba da. 5 ani mai jumate. Și tu ai mai jumate, mai mult, în clasa 0 mergeți, da. Uite, stăm cu fața la cameră, da, ajung la toți. Cine te-a îmbrăcat așa de frumos astăzi? Mami. Așa de frumos te îmbracă mami tot timpul? Da. Ești foarte drăguță. Pe tine cum te cheamă? Sabău Sofia Vanessa Maria. Sabău Sofia Vanessa Maria? Da. Așa de multe nume ai? Da. Dar cum de așa de multe nume? Așa m-a numit mai mult mami, că așa de mult mă iubește și tati o iubește mai mult pe mama mea. Da? Și mama ta câte nume are? Alina și doar Alina. Doar Alina. Și pe tatil meu îl cheamă eu și... Bine, ne pare bine de cunoștință. Să mergem mai departe. Haideți, ai și voi în față. Pe tine cum te cheamă? Beac Alexandra. Alexandra, tu câți ani ai? 5 ani sori. Serios, sunteți foarte mari. Tu cu cine semeni, cu mami sau cu tati? Cu cine semeni? Nu știi? Să mergi acasă și să-i întrebi pe părinții tăi, eu cu cine semăn, bine? Să-ți spună, da? Așa, mai avem aici o fetiță, băieți, pe voi vă las la urmă, bine? Că știți, voi fetele au prioritate, nu? Cum te cheamă? Sabina Bonar. Sabina, tu câți anișoare ai? 4. Și ce îți place să faci? Să desenezi, să cânt, să dansezi, ce îți place cel mai mult? Să desenez. Să desenezi, știi, să desenezi pe Michi și pe Mini. Uite, văd că e aici pe tricou, ai. Da. Bine, acum să trecem la băieți. Haide și tu aici în față. Ești foarte elegant. Cum te numești? Alin Grafriescu. Și tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Să repar mașini. Mecanic auto? Dar te pricepi? Da. Dacă se strică mașina, poți să te sun? Cred că da. Bine, o să-mi lași numărul tău de telefon și te anunț, bine? Da. Tu câți anișori ai? Câți anișori ai? 4. 4? 5. Am uitat. Ai uitat, 5. Ai făcut între timp 5. Așa, și mai avem un flăcău care se numește? David. David, tu câți ani ai? 5 ani jumate. Și unde locuiești? La bloc. Da, în satul mare, așa-i? Da. Bine, vreți să ne distrăm împreună astăzi? Da. Tare, tare? Da. Cât de tare? Foarte tare. Tare. Bun, atunci să dăm drumul la muzică și să cântăm Nu-mi e frică de... Bau, bau. Vă nu vă e frică, nu? Nu. Atunci să vină melodia, haide să ascultăm și să cântăm împreună. Bau, bau. Oare câte iare are?
ți-e frică de baobab? Nu. Ai văzut că ai râs foarte tare, deci nu vă este frică, nu? Nu. Există baobab? Nu. Sigur? Sigur că nu. Dar eu am visat ceva urât. Da? Dar doar ai visat, nu? Pe urmă te-ai trezit și a trecut totul. Da. Și când visăm urât, cum se numește? Cine știe? Eu. Cum? Când ai visat urât, te ajute, Doamne, Doamne. Te ajută, Doamne, Doamne, să treci peste coșmar, nu? Bine, copii, haideți să ne așezăm pe covorul albastru, da? Eu merg să aduc o perucă, uite, care îmi vine la îndemână. Uite, aici, una roză. Vă place culoarea roz? Așa. Și cine vrea să înceapă primul jocul? Uite, îți dau ție, îți pun peruca și tu trebuie să faci ceva ce o să spun eu, da? Așa, stai că cu o mână nu prea poți să te aranjezi. Așa, și tu va trebui să faci o mutrișoară. Hai să o punem să facă o mutrișoară. Cum să fie, veselă, tristă, înfometată, îmbufnată? Cum să... Uite, stai cu fața la cameră să te vadă și cei de acasă. Cum să-i spunem să fie? Cum vrei să fie, colega ta? Fericită. Cum? Fericită. Ia să vedem o mutrișoară de fericită. Cum ești tu fericită? Zâmbește, să-ți văd dințișorii. Ai dințișorii? Să văd dințișorii. Bravo, a făcut o mutrișoară de fericită. Uite, uite-te la camera acolo. Fă acum încă o dată mutrișoara de fericită. Să văd dințișorii. Nu mai vrei să fii fericită? Bun, schimbăm acum. Cine vrea să facă mutră? Bun. Alin, tu o să-i spui cum să fie. Să zâmbe. Să zâmbească? Să fie fericită? Da. Hai să vedem cum ești tu cea mai fericită din lume. Să văd când ești cea mai fericită, cum te manifesti. Așa? Și cum faci? Iupi! Yeah! Cum te bucuri tu? Iupi! Așa? Uite, acolo o să faci la nenea, vezi? Așa. Bun, cine mai vrea? Asta e peruca mutrelor. Tu? Bun. Acum vreau să văd o mutră din aia de supărată, tare, tare, tare rău. Uite, te uiți acolo. Tare, tare supărată să fie acum. Uai, mai supărată. N-a vrut să-ți cumpere mami cu tati jucăria care ți-o dorești, mai supărată. Așa, și mai supărată. Așa faci tu când ești supărată? Și cum zici când ești supărată? Zici ceva? Sau faci doar mutrișoare? Mutrișoare. Mutrișoare. Bine, mai vrea cineva peruca mutrelor, da? Cine n-a avut-o? Tu n-ai avut-o? Bun, la fiecare vă dau, da? Bun, acum să-i... Uite-te acolo. Tu să fii... Cum să-i spunem să fie? Ce mutrișoară să-i mai spunem să fii? Încrezută. Înfometată. Hai, fii înfometată. Cum faci tu când ți-e foame? Așa, mi-mișc dinții. Ia mai mișcă-ți odată. Așa. Așa faci când ești înfometată? Bine, perfect. Mai vrea cineva? Tu mai vrei, așa-i? Tu trebuie să fii foarte încrezută. Așa cu nasul pe sus, să nu bagi în seamă pe nimeni. Perfect, te-ai descurcat minunat. Bine, copii, ați fost toți, mai vreți? Băieți, vreți și voi? Nu, voi sunteți bărbați, voi nu vă stă bine cu perucă roz, nu? Haideți să vă pregătesc o surpriză, ce ziceți? Da! Vă pregătesc o surpriză? Da! Vă ridicați... Așa, și închideți ochișorii, și, dar nu deschideți, nu trișați, nu? Pe când o să vă deschideți voi ochii, dar numai când zic eu să-i deschideți, o să fie aici o surpriză, da? Puneți mâna la ochișori, puneți mâna la urechi, la nas, la gură, la ochișori și să intre surpriza. Dar stați cu ochii închiși, stați cu ochii închiși. Mickey Mouse! Haideți și voi! Strigați și voi! Musca! Mickey Mouse! Ia să vedem, puteți să deschideți ochișorii! Cine a venit la voi? Mini! Aici! Mickey! Sunt aici!
este globul lui Mickey. Ne distrăm și învățăm. Vă așteptăm la Mickey. Veniți la Mickey Mouse. Copii, vreau să aud. A fost surpriză sau nu? Vă bucurați? Haideți să stăm la o poză cu Donald. Haideți să stăm, uitați, Radu Mihalca ne face o poză cu Donald. Vă uitați cu toții la el, da? Și zâmbim. Uitați acolo. Așa. Haideți cu mâna la Radu. Super! Mulțumim frumos! Donald, te invităm să rămâi alături de noi pentru că avem cântece și dansuri, da? Copii, vreau să vă aliniați frumos, să vă uitați la cameră și să dansăm în continuare o melodie tare, tare frumoasă. Bine? Haideți să vedem cucubau la stânga, cucubau la dreapta. Tare să vină muzica, tare, tare! Cucubau la stânga, cucubau la dreapta, cucubau pe vârfuri, cucubau buguri. Cucubau, cucubau, vreau să plec, vreau și să stau împreună. Și mai tare muzica, vă rog! Copii, eu am obosit voi? Da. Haideți și voi băieții lângă mine, veniți și voi aici pe covorul albastru, da? Ne uităm la cameră. Spune-mi cum a fost, a fost dificil? Da. Eu am obosit, abia pot să vorbesc. Cine vrea să vorbească în locul meu? Cine e cel mai vorbăresc dintre voi? Voi vă distrați cu Donald? Haideți lângă mine, fetelor. Mâna lui Donald, dar să nu mă lasă. Vrei să o ții pe Donald de mână? Și uite, te ține și pe tine Donald, pe rând. Nu vă certați pentru Donald, da? Pentru că el iubește toți copilașii. Sunteți în stare să mai jucăm un joc? Da. Sigur? Da. Atunci am nevoie de ajutor. Haideți cu mine, fiecare dintre voi. Ia câte una și o aranjați acolo. Poftiți. Ia un mânuță. Să vă văd eu acum care vă pricepeți voi la... bowling. Poftim? Tu ai mai jucat bowling? Poftim? Poftim? Roșu îți trebuie, dă-i galbenul ei și poftim ție roșu. Așa, și vă rog să le așezați acolo, pe parchet. Le așezați pe parchet toți, da? Frumos. Vă descurcați? Așa. Și cine dintre, care dintre voi vrea să dea primul? Ok, mergeți la locurile voastre. Așa. Ok, sper că le aranjez bine. Cât de cât. Ok, unde-i mingea? Cine dă primul? Haide, fiecare are dreptul să dea o dată. Uite, încep tu. Haideți mai puțin, numai puțin. Bravo! Bravo, ai nimerit foarte bine. Du-te aranjează-le, du-te aranjează-le. Și dă-ne mingea nouă. Poftim.
Hai să le aranjeze, hai că l-ajut și eu. Așa, du-te la locul tău. Ia să vedem cât te nimerești. Hai, dă! Bravo! Te-ai descurcat minunat! Următorul? Tu urmezi, da, poftim, prinde mingea. Hopa! Așa, băieți, lăsați-o pe fetiță. Bravo! Te-ai descurcat minunat! Cine urmează? Poftim? Hop! Du-te acolo, acolo. Hai să văd. Super! Nu e nicio problemă data viitoare. Următorul, cine mai vrea să dea? Cine mai vrea să dea? Vrei să dai și tu, poftim. Așa. Bravo! Super! Ok, a dat toată lumea? A dat toată lumea? Sofina a dat. Unde-i mingea? A dispărut mingea. Unde? Că nu o văd. Unde-i mingea? A dispărut. Acolo, noroc ai găsit-o tu. Hai. Poftim? Era burdată. Bine, hai să te văd cât te nimerești. Du-te mai departe. Acolo. Oh! Aproape toate. Bravo, copii. Minunat v-ați descurcat. Mă bucur că sunteți așa de vesel că e aici Donald cu noi. Vă place de Donald? Da. Copii, veniți lângă mine pentru că se termină emisiunea. Veniți toți lângă mine. Facem cu mânuța acolo. Da. Faceți cu mânuța la mami și la tati și la surioare și la frățiori. Da? V-a plăcut? Da. Mai veniți la mine? Da. Promiteți? Da. Și vă aduceți și frățiorii. Care aveți frățiorii? Eu am un frățior, dar îl cheamă Emanuel. Emanuel, să-i spui că îl salutăm și pe Emanuel, bine? Eu am un frate mai mare. Să vină și el. Bine? Bine, spune. Îl cheamă Adi. Adi, să vină și Adi. Vă mulțumim tare frumos că ne-ați urmărit și în continuare mai dansăm. Bun? Tu ai spus aseară că-i să vii în gară. După cum se vede, din mine ai uitat. Nu știu dacă-i farsă, dragostea e arsă. Din la tine asta eu nu m-am așteptat. Da, trenul duc, 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 da, eu mă duc, 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 da, tu mai stai, stai, stai și fă ce vrei. Da, trenul duc, 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 da, eu mă duc, 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 da, tu mai stai, stai, stai și fă ce vrei, și fă ce vrei. Știi că nu e o șagă, știi că îmi ești dragă. Și de-atâta în gare eu stau și te aștept. Văd cât s-ar dea glume, eu mă duc în lume. Am crezut în tine, dar mai mult nu cred. Dar trenul duc, 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 da, eu mă duc, 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 da, tu mai stai, stai, stai și pe ce vrei. Dar trenul duc, 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 da, eu mă duc, 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 da, tu mai stai, stai, stai și pe ce vrei, și pe ce vrei. Ce vrei? Dar trenul tuc, 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 da, eu mă...
ce vrei, ce vrei.